Vecinul Nathan. Am găsit carcasa unui televizor pe parcela aia liberă din cartier. E grea, dar va merita. Oh, aici erai. Mă pregătesc pentru excursie, Garfield. Să-mi aduci ceva. Mă bizui pe tine că vei fi drăguț cu Odin în lipsa mea? Tu poți avea singur grijă de tine, dar dacă îi se întâmplă ceva lui Odie... Știu, știu, fără lasagna, secolul viitor. Știi tu bine. Ne vedem peste două zile. Este în ordine, n-am să-l necăjesc pe Odie. Prea mult. Bună ziua! Sunt Walter Curcănescu și am știri pentru cățeluși. Iată titlurile ediției. O descoperire științifică majoră în băile pentru purici. Orașul va revopsi toți hidranții și prețuri noi mai mici pentru toate jucăriile de cauciuc pentru câini. Ce-a scăpat osul? Așteaptă, avem o știre senzațională. Primăria a aprobat o lege care interzice deținerea de câini. Primarul a poruncit ca toți căței să fie arestați și închiși într-o cușcă mică, unde vor fi hrăniți doar cu stafide. Repede, Odi! Trebuie să te ascunzi! Vin după tine! Nu, 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 nu! Acolo or să te găsească? Prea bine, cățeluș! Știm bine că ești acolo. Sunt de la poliție. Ești de acolo cu labele sus. Oh, e prea frumos. E grozav. Bună, cățelușule! Ce s-a întâmplat, cățelușule? N-o să-ți fac rău! Nu știam că un câine se poate cățăra în copaci. Oh, bietul cățeluș! Sper că nu te-ai lovit! Mama o să vadă dacă ești afăr. A fost asistentă medicală. Garfield, ai făcut un lucru răutăcios și ieftin. Ai dreptate, chițăilă. Dar a fost atât de distractiv. Zău așa, chițăilă. Odi va fi bine, se va întoarce în scurt timp. Atunci am să-i joc iar o feste. Ce rău sunt. Cățelușul n-a pățit nimic, Nathan, dragule. E teafăr. Putem să-i dăm de mâncare, mamă? Cred că da, dacă este foame, Nathan. Ia, 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 ia. Scoate sardinele peruviene din frigider, dragul meu. Ce s-a întâmplat, cățelușule? Te porți de parcă ai aștepta să dea cineva năvală să ți le ia. Sunt ale tale. Le poți mânca de unul singur. Când se întoarce Odi, mai am câteva farse în mânecă. S-a dus la vecinii de peste drum? Hei! Puștul face parte din familia care s-a mutat aici săptămâna trecută. Hai, băiete, adu bățul. Aruncă bățul ca Odi să îl aducă. Ce rost are să faci asta? Când arunc bățul, am grijă ca acesta să ajungă departe, iar Odi să se întoarcă după multă vreme. Bine. O să se întoarcă. Mamă, eu și cățelul ne înțelegem de minune. Pot să-l păstrez, pot. Nu știu, Nathan. Poate e în proprietatea cuiva.
cățelușule, aparții cuiva? Ei bine, Nathan, te-ai descurcat bine la ultimul proiect la științe. De fapt, meriți o răsplată. Ura! Trebuie să-ți dăm un nume, cățelușule. Asta e o carte cu nume de câini. Ce spui de Rover? Atunci, Fido? Lassie? Oh, ai dreptate, ești băiețel. Ce zici de Pufosul? Măi să fie, iată un nume ciudat. Îți vine să crezi că există cineva care are un câine pe nume Odie? Tot ce mi-a lăsat John de mâncare în lipsa lui e asta. Uite-te și tu ce ingrediente. Fără paste, fără brânză ricotta, fără sos marinara. Și mai spun că e mâncare de pisici. O să folosesc computerul lui John în lipsa lui. Vreun semn de la cățeluș? Odie se va întoarce. Se va întoarce. De ce nu s-a întors? Va trebui să-l aduc eu. Îți place, nu-i așa? O să-ți cumpăr niște jucării pentru cățeluș. La cină vei primi lasagna. Lasagna? Eu mănânc conserve de nimic, iar e lasagna? Nathan! Mamă, mă întorc imediat. Odie, repede, e șansa ta. Furișează-te pe fereastră ca să te duc acasă. Nu vrei să vii acasă? Acum asta e casa ta? Pe curând, cățelușule. Cât timp ești plecată, poți să lucrezi la noul meu proiect de la științe? Este o idee foarte bună. Câine nerod! Imaginați-vă, a ales luxul și lasagna în defavoarea chinuirii de către mine. Păi, n-o să-i duc dorul. Va fi plăcut să stau în casă într-o zonă fără căței. Nu-mi pasă dacă se va mai întoarce vreodată. Cățelușule, o să mă ajuți la noul meu experiment științific. Ăsta e laboratorul meu, cățelușule. Aici m-am gândit să te transform într-un gândac. Bună, Garfield! Tocmai am pariat pe o bucată de cheddar când am dat peste câteva filmulețe cu tine filmate de John. Așadar, Odie nu se mai întoarce? Nu, și nu înțeleg de ce. Poftim, am să-ți arăt eu. Scuzați. 9 metri, un nou record. Nu mă mai linge, nu mă linge. Te rog frumos să nu mă mai lingi. Bine, ai căutat-o cu lumânarea. A nu se desface până la Crăciun. Acum înțelegi de ce? Să zicem, ce rost mai are? Duce o viață bună în casă de peste drum. E inutil, n-o să poți scăpa. Vei ajunge gândac în scurt timp. Oh, pare supărat. Poate că nu mai au muștarul lui preferat. Nu pare a se distra de minune? Nu, nu pare. Așteaptă-mă! Ha 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 ha!
Într-un minut o să fii gândac! Lumea are nevoie de invenția mea! Toți vor dori să-și transforme câinele într-un gândac! Oh! Repede! Iată ce vreau să faci! Prea bine! De ce mă întrerupe cineva? Tocmai când vreau să-mi transform câinele într-un gândac! Așadar, unde rămăsesem? A, da! La transformarea într-un gândac! Mă pregăteam să... Unde a dispărut? Unde a dispărut viitorul meu gândac? Oprește-te! Ce faci? Nu! Îmi pare rău, amice. Am nevoie de prietenul meu. I-am cam făcut strâmbe în ultima vreme. Nu! Nu-mi puteți face asta! E invenția mea! Trebuia folosită doar asupra câinilor și a profesorului de mate. Am reușit! Poftim? M-ai auzit spunând că i-am cam făcut strâmbe prietenului meu? N-am vrut să spun asta. Ei, am vrut, dar, păi... Avem știri de ultimă oră. Cățelușul odia acasă, iar Garfield nu o să-i mai facă nicio răutate cel puțin 2 săptămâni. Să fie 1 săptămână și bate în palmă.